Ziua Mondială a Sănătății se marchează în fiecare an la 7 aprilie, începând din 1950. În anul 1948, Organizația Mondială a Sănătății a găzduit prima întrunire la nivel mondial dedicată sănătății, în cadrul căreia s-a hotărât aniversarea la 7 aprilie a Zilei Mondiale a Sănătății. Tema principală din 2017 a Zilei Mondiale a Sănătății este depresia. Rupe bariera tăcerii, cere ajutor. Depresia este o boală care afectează mai mult de 300 de milioane de persoane la nivel mondial. În România, prelevanța este estimată la 5% din populația generală. Scopul campaniei este schimbarea percepției bolilor mentale, inclusiv a depresiei, ca stigmate printr-o informare corectă. DSP Hunedoara va celebra campaniile Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Mondială de Luptă împotriva Bolii Parkinson, Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. Astfel, în zilele următoare vor avea loc acțiuni la care vor participa elevi, vârstnici, dar și persoane private de libertate.